Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a autorizat la plată, începând cu data de 16 octombrie 2011, avansul către fermierii care au depus cereri în cadrul schemei de plată unică pe suprafață SAPS 2011. De acest avans beneficiază fermierii la care controlele administrative sau pe teren s-au finalizat și îndeplinesc cumulativ condițiile impuse de regulamentele europene și legislația românească. Pentru anul 2011, cuantumul alocat plăților directe unice pe suprafață este de 100,65 de euro la hectar, la care se va aplica un coeficient de reducere liniară ca urmare a depășirii suprafeței de referință de 8,7 milioane de hectare. Avansul acordat fermierilor va fi în cuantum de 42 de euro pe hectar, plățile fiind efectuate în lei, la cursul de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană pentru ziua anterioară datei de 1 octombrie anului pentru care este acordat sprijinul. Pentru data de 30 septembrie 2011, banca a stabilit un curs de 4,35 de lei. În județul Dâmbovița au depus cerere pentru sprijinul pe suprafață 31.728 de fermieri, dintre care au fost eșantionați pentru plata în avans 30.762 de fermieri. În cadrul campaniei SAPS 2011, România beneficiază de o alocație financiară de aproximativ 900 de milioane de euro din Fondul European de Garantare Agricolă.